A cucerit de trei ori titlul de campion al Moldovei, Cupa CSI și a fost considerat unul dintre cei mai promițători jucători din istoria Republicii Moldova. Însă, consumul de droguri și regulile străzii i-au spulberat cariera. Vorbim despre Eugen Pațula, care a oferit detalii neștiute în cadrul unui monolog pentru jurnalistul Dorin Galben. Născut la Tiraspol în 1983, Eugen Pațula susține că a fost educat de stradă și a fost mereu tentat să încerce substanțe interzise. La 15 ani a încercat drogurile pentru prima dată și din acest motiv a fost exclus din lotul național de fotbal. Меня это испугало, потому что я понимал, что это приведет не к тому, к чему надо. Но эта мысль засела у меня, и она мне не давала покоя. Она мне не давала покоя, потому что я знал, что я употребил. И после этого я начал заниматься спортом профессионально. Я думал, что если я употребляю не инъекционным путем, то я не наркоман. Pațula a semnat cu Șerif Tiraspol primul contract profesionist, însă susține că acesta a fost punctul de cotitură în viața lui pentru că a început să facă bani frumoși pentru perioada anilor 2000. Spune că fotbalul l-a ținut o anumită perioadă de timp departe de droguri, însă tentația a fost prea mare. Când am intrat în fotbalul în comandă Șerif, a început profesională cariera mea. Deci, tu подписываешь contract, tu полностью отдаешь себя спорту. То есть, у тебя две тренировки в день, питание, на карантине тебя закрывают, подготовка к матчу. Ты приходишь на тренировку, тебя обследуют врачи, если нужно. Ну, без врача ты не можешь выйти на тренировку, на поле. Поэтому началось профессиональное отношение, ну, профессиональный футбол, спорт. Это профессиональный спорт. И пока я был там, было все хорошо. Пока не начал зарабатывать деньги. Когда пацану дали, получил деньги хорошие, и все, это было падение Олимпа. Это было началом конца, когда я начал зарабатывать деньги. Fostul atacant a risipit banii pe care i-a câștigat pe distracții. Pațula spune că la începutul anilor 2000, doar la semnătura pe contractul cu Șerif a încasat 20.000 de dolari, iar el a mai solicitat apartament și un salariu lunar de 500 de dolari. Chiar și în aceste condiții optime pentru un jucător în acea perioadă, Pațula nu a fost cel mai disciplinat fotbalist și recunoaște că a fost exclus, dar și reprimit înapoi de mai multe ori de antrenorii Șerifului. Tentațiile au fost prea mari, recunoaște Eugen. A revenit la vechile obicei. Obiceiuri la vârsta de 21 de ani și chiar dacă au fost depuse eforturi considerabile de gruparea tiraspoleană de a le readuce pe calea corectă, Pațula consideră că nimic nu s-ar mai fi putut repara. Totuși, chiar dacă a avut parte de o carieră tumultoasă, fotbalul a fost mereu pasiunea sa, la care nu a renunțat, nici măcar când a fost trimis după gratii. Как в тюрьме жилось? Играл в футбол. Играл в футбол в тюрьме. Жил, играл в тюрьме. Играл в футбол. Жил себе спокойно. După ce a fost eliberat, a încercat să scape de dependența de droguri, însă a reușit abia după aproape 10 ani. Я оказался в квартире сам. Я просто взвыл Господу. Я сказал: Господи, если ты есть, сделай со мной что-нибудь. Я больше так не могу. Я просто не могу. Я устал. Я начал плакать. Это было в 19-м году, на Новый год. Я просто взвал к нему искренне. И в тот момент в меня что-то вошло. În prezent, Eugen Pațula are un loc de muncă, susține că este sănătos grație mai multor sesiuni de reabilitare și se pregătește să joace nunta. Când am crestit-o în Hristos Iisus, și Господь mi-a spomenat prošlo. Я сейчас здесь, моя цель, чтобы люди увидели, что можно, есть выход. И выход – это Иисус Христос. Другого пути нет. Eugen Pațula a jucat timp de 5 ani la Șerif Tiraspol, a cucerit de 3 ori titlul, de 2 ori Cupa Moldovei, Cupa CSI în 2003 și a jucat de 8 ori pentru echipa națională, reușind să marcheze o dată.